Vom citi din Geneza, capitolul 45, de la versetul 1 până la versetul 8. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat, scoateți afară toată lumea! Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii în casa lui Faraon și casa lui Faraon Iosif a zis fraților săi: Eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu. Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi: Apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat. El a zis: Eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți, că m-ați vândut ca să fiu adus aici. Căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată că sunt doi ani de când bântuie foametea în țară și încă cinci nu va mai fi nici arătură, nici, sece, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cărmuitorul întregii țări a Egiptului. Amin. Înainte de a ne apropia de Cuvântul Sfânt, aș dori să fac o rugăciune. Venim, Doamne, înaintea Ta în umilință și în smerenie. Te binecuvântăm și te glorificăm pentru iertarea care ne-ai dat-o la cruce. Îți mulțumim din toată inima că acolo la cruce, prin Domnul Isus Hristos, ne iertat toate păcatele trecute, prezente și viitoare. Îți mulțumim din toată inima că nu ne-ai făcut după meritele noastre, ci ne-ai făcut potrivit cu harul tău și cu îndurarea ta. Doamne, dacă în seara aceasta sunt aici persoane care trăiesc în neiertare și sunt în suferință și sunt în amărăciune și se simt legați și simt că relația lor cu tine nu este bună și simt că rugăciunile lor nu sunt ascultate și sunt într-un chin teribil, te rog din toată inima să le eliberezi. Vin, Doamne, înaintea ta și te rog din toată inima să nimicești orice lucrare a celui rău, orice duh care s-ar împotrivi lucrării tale de eliberare. Te rog frumos să-l și să-l nimicești, Doamne. Vrem, Doamne, ca biserica ta, să poată să stea liniștită în închinare, să, poată, să să putem, Doamne, să ne concentrăm la cuvântul tău. Te rugăm frumos să ne eliberezi mințile, Doamne, de orice îngrijorare și de orice lucrare de distragere de atenție de la cuvântul tău și te rog frumos să faci lucrare de eliberare în seara aceasta. Îți mulțumim frumos că tu ne-ai iertat și ne-ai iubit și îți mulțumim că ne mai iubești. În numele Domnului Isus Hristos m-am rugat. Amin. Ocupați locurile, frații mei. Este ultima seară și după cum bine v-ați dat seama, este seara soluțiilor. Până acum am vorbit despre ce nu este iertarea, am văzut ce este iertarea și am văzut cum arată un om care nu iartă. Și joi am văzut cum diavolul reușește să-l schimonosească atât de urât pe un credincios care ajunge să trăiască în neiertare. Seara aceasta este seara soluțiilor. Este adevărat că soluția este eliberarea, iar eliberarea ta ține numai și numai de tine. Dumnezeu ți-a pus la dispoziție tot ceea ce ai nevoie. Dar decizia de a fi liber o ai tu. Jim, de mic copil, își dorea să devină doctor. A învățat foarte bine la școală, iar când a venit vremea să meargă la facultate, tatăl său s-a împotrivit, spunându-i, ce nevoie ai tu de facultăți? Trăim aici la fermă, am nevoie de mână de lucru, rămâi acasă. Jim a rămas acasă, iar la vârsta de 23 de ani și-a făcut bagajele și a plecat de acasă cu o inimă plină de neiertare, plină de amărăciune și plină de ură împotriva tatălui său. Nu după mult timp a constatat că are o problemă foarte mare în a se relaționa cu oamenii. Ori de câte ori încerca să se relaționeze la cineva sau ori de câte ori încerca cineva să se apropie de el, respectiva persoană în scurt timp se îndepărta de el. Pentru că era o persoană care dezvolta foarte greu relații, datorită mărăciunii din inimă. Serviciile și le schimba de la o lună la alta. În sfârșit a venit ziua când a cunoscut o persoană. O persoană care, într-adevăr, a ajuns să-l iubească cu toată inima. N-au trecut decât trei săptămâni de la căsătorie, când avusese loc prima izbucnire de mânia lui Jim. Și a fost, de fapt, începutul celor 40 de ani de calvar pentru soția lui, care a rămas credincioasă până la capăt. Jim era un om răutăcios, amar, plin de ură, plin de neiertare, hipersensibil, hiperinflamabil, un om cu care nu puteai să ai niciun fel de relație. La bătrânețe, senil, orb și singur. Și a sfârșit viața în amărăciune și în neiertare datorită faptului că n-a avut puterea și dorința de a-și ierta tatăl că nu l-a lăsat să meargă la facultate. Întrebarea care se pune este, cum se dezvoltă o inimă neiertătoare? Primul lucru care se întâmplă este să fii rănit. Și în momentul în care Ești rănit, fie verbal, fie emoțional, fie fizic, la început nu știi ce să faci. Simți doar durerea aceea emoțională, sentimentală, poate psihică, poate fizică. Și de obicei rănile acestea, loviturile acestea le primim fie în copilărie, în relația cu părinții, fie în adolescență, în relația cu părinții respectiv, în relația cu ceilalți adolescenți. Rănile acestea le primim în familie, fie soțul, fie soția, datorită neînțelegerilor și datorită conflictelor care apar, sau pot apărea răni datorită neînțelegerilor dintre frați. Primim loviturile acestea și simțim la un moment dat o durere în viața noastră. Durerea aceasta, dacă nu o rezolvăm cât mai repede, următorul pas pe care îl vom face va fi să încercăm să îngropăm durerea. Pentru că nu poți trăi cu durerea emoțională. Nu poți trăi cu durerea respingerii. Și aici, la îngroparea aceasta, sunt trei metode de a îngropa. Prima, nu s-a întâmplat nimic grav, prin ignorare. Cea de-a doua, categoria oamenilor care rezistă stoic cu durerea și devin amari, devin acri, devin respingători, ca și Jim din exemplul nostru. Și cea de-a treia categorie sunt oamenii care nu pot rezista în starea aceea de nefericire și și caută fericirea legându-se de tot felul de dependențe. Pornografie, droguri, alcool și așa mai departe. Astfel că atunci când vedeți cât e un om care trăiește în dependență, s-ar putea ca omul acela să aibă o rană în viață, nu știe cum să o gestioneze, nu știe cum să-și o vindece și trăiește în această dependență și dependența pentru el nu este decât refugiul din durere. Mi-aduc aminte să te -am de vorbă cu tatăl meu ore întregi, încercând să-l conving să se lase de consumul de alcool. La un moment dat, adolescent fiind, mi-a pus următoarea întrebare. Cristi, ți-ai pus vreodată întrebarea de ce beau? La vremea aceea n-am înțeles întrebarea. Mai târziu am ajuns să o înțeleg. Este o cauză pentru care bei. Mai târziu, ajungi ca această neiertare din inima ta să se transforme în amărăciune. Și în exterior te vei manifesta ca un om insuportabil. Vedeți, frații mei, oamenii trăiesc în neiertare. Îngroapă această neiertare într-o formă sau alta, dar la un moment dat această neiertare va ieși la suprafață și se va manifesta în relațiile pe care le ai cu cei din jurul tău. Și am văzut joi că omul care trăiește în neiertare este un om critic. Este extrem de critic, vede tot felul de greșeli la toți oamenii. Doi, este un om invidios. Apoi, este un om bârfitor. Este un om nemulțumit. Este un om mânios. Este un om care se aprinde foarte repede de la orice. Este un om care are senzația că dacă cineva spune ceva, fără să facă vreo aluzie la persoana lui, are senzația că exact pe el l-a jignit. Și poate persoana respectivă n-a avut nici cea mai mică intenție. Ajungi să devii o persoană hipersensibilă, extrem de inflamabilă, o persoană pe care, cu care nu poți să ai niciun fel de relații. Și, în sfârșit, atunci când dezvolți o inimă neiertătoare, ajungi la ultimul pas. Ultimul pas este să trăiești în continuare în neiertare sau, dacă ai ajuns într-o stare gravă, să mergi la consiliere și să fii eliberat de starea în care ești. Consiliere creștină. Frații mei, aș dori în seara aceasta să vedem cum pot să fiu eliberat de neiertare. În primul rând, Iertarea este un act de voință. Oamenii care au răni în viață datorită respingerii nu o să simtă o, un entuziasm deosebit în a ierta, o bucurie deosebită în a ierta, o, o fericire extraordinară în a ierta. Iertarea li se va părea un act deosebit de greu. Pentru că trebuie să te confrunți cu durerea pe care o ai, trebuie să te confrunți cu cel care te-a rănit, trebuie să ștergi datoria celui care te-a rănit. Este ceva dureros. Mi-aduc aminte, am avut, cred că, un furuncul la mână și oricât a încercat la vinea să mă trateze acasă, n-a reușit. Și la un moment dat i-am spus, la eu nu mai stau așa, ești medic bun, dar problema este că tu ești pediatru, nu ești chirurg, ți-ai dat toate silințele, eu mă duc la spital. Dar nu ți frică? Păi și ce să fac? Să stau așa? Mi-o fi frică, mi groază de durere, dar trebuie să mă duc. Și mi-aduc aminte că m-am dus la spital și n-am să vă descriu toate procedurile care s-au întâmplat acolo, oricum la vine am spunea, măi, cum poți să te uiți la tot ce face omul ăla, că mie îmi vine rău este dureros. Doare. Dar sunt vindecat. Am trecut prin durere. Dar acum sunt bine. Iertarea este un act de voință. Un al doilea lucru care vreau să vi-l spun. Ca să poți ierta, tu ai nevoie de Duhul Sfânt în viața ta. Durerile care le acumulează oamenii de-a lungul vieții, sunt dureri atâta de grele încât omenește este imposibil să mai scap de ele. Și ca să poți ierta așa cum îți cere Dumnezeu, și anume să ajungi să-l binecuvintezi pe vrăjmașul tău, să ajungi să te rogi pentru vrăjmașul tău și să ajungi să-i faci bine vrăjmașului tău, pentru asta tu ai nevoie de o putere supranaturală în viața ta. Apostolul Pavel vorbește despre omul obișnuit, omul necredincios. Și spune el, omul necredincios este vândut păcatului. El este rob al păcatului. Și spune Pavel, vreau să fac binele, îmi place legea lui Dumnezeu, îmi doresc să iert. Știu că așa trebuie să fac. Știu că asta îmi cere Dumnezeu, știu că asta îmi va da eliberare. Dar spune Pavel, nu pot. Din ce cauză? Pentru că cel care mă conduce pe mine este firea mea pământească. Cu firea pământească este imposibil să ierți așa cum îți cere Dumnezeu să ierți. Tocmai de aceea, pentru că în tine nu locuiește nimic bun, tu ai nevoie de Hristos. Și pe Hristos îl primești atunci când ești mântuit, când ești născut din nou. Și Domnul Iisus Hristos ca să ne demonstreze și să ne arate puterea extraordinară care lucrează în noi. În Ioan capitolul 15 spune așa, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi, veți putea aduce roadă multă. Dar ce legătură are roada cu iertarea? Iertarea este un act de dragoste prin care exprim dragostea față de cel care ți-a greșit. Ce este dragostea? Dragostea este roada Duhului Sfânt. Este imposibil fără Duhul Sfânt și fără roada Lui ca tu să ierți. Aduceți-vă aminte ce spune Apostolul Ioan, dacă tu nu iubești, nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu. Deci trebuie să ai Duhul Sfânt, trebuie să fii așezat în Hristos și trebuie ca Hristos să fie Cel care locuiește în tine și prin Hristos tu vei reuși să ierți, altfel nu ai nicio șansă. Așa că în seara aceasta, dacă ești aici, dar tu nu ești în Hristos, primul pas care trebuie să-l faci este să-l primești pe Hristos în viața ta. Altfel, oricât te chinui să ierți, oricât te chinui să ieși din depresie, oricât te chinui să-ți rezolvi relațiile, nu vei putea, doar le vei cârpi. Dar să ierți cu adevărat, nu vei reuși. Al, doilea lucru, al treilea lucru. Ca să poți fi liberat de neiertare, respectiv ca să poți să ierți, trebuie să conștientizezi cât ți s-a iertat. Acum, întrebarea care se pune este unde trebuie să mă duc eu ca să văd cât mi s-a iertat? Unde ar trebui eu să mă duc să văd cât mi s-a iertat? Știți unde trebuie să mă duc? Să mă duc la cruce. La cruce am fost pus pentru prima oară atunci când m-am întâlnit prima oară cu Hristos. Prima oară când m-am întâlnit cu Hristos, acolo la cruce, am văzut cât sunt eu de ticălos și cât de multe păcate sunt în viața mea. Și acolo la cruce, la nașterea din nou, Hristos mi-a iertat toate păcatele. Eu trebuie să mă duc înapoi și să-mi fac bine socotea la cât mi-a iertat Hristos. Foarte interesant, Apostolul Pavel, vorbind despre momentul convertirii, adică ce s-a întâmplat cu el pe drumul Damascului, în fapte nouă, când Hristos i s-a arătat. Spune Apostolul Pavel, Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, apoi... Tu, uh, după ei toți ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie Hristos adică Hristos când l-a întâlnit pe Pavel era ca o stârpitură avorton ceva ce avortezi ceva ce arunci ceva ce nu ai nevoie asta era starea lui Pavel înainte de a se întâlni cu Hristos vreau să vă întreb am fost eu mai bun ca și Pavel în momentul întâlnirii cu Hristos? Oare n-am fost și eu ca o stârpitură, ca unul care nu merita iertarea lui Dumnezeu, ca unul care nu merita mila lui Dumnezeu și meritam doar iadul? Ba da! Foarte interesant, Domnul Iisus Hristos, ca să scoată în evidență cât de mult ne iartă Dumnezeu, folosește pilda robului nemilostiv. Și în pilda robului nemilostiv ni se spune că un împărat și-a chemat pe toți robii ca să facă socoteala. Acum trebuie să înțelegem puțin contextul pildei acesteia. În vremea aceea împăratul conducea o țară. Țara era împărțită pe teritorii, exact cum astăzi România este împărțită pe județe. Peste fiecare județ era câte un colector de taxe, și colectorul acesta de taxe avea rolul să colecteze cât mai bine taxele de la oamenii. Ați auzit pe la televizor primării care n-au reușit să colecteze toate taxele și impozitele. O colectare deficitară. Îi cheamă pe toți acești oameni responsabili de colectarea taxelor, Cornilescu ne spune robii aceștia, și îl ia pe primul și spune, măi, tu ai o problemă. În bilanțul tău contabil se vede un deficit de 10.000 de galbeni. Unde sunt banii? 10.000 de galbeni în vremea aceea era o sumă imensă, imensă. Întrebarea este ce a făcut acest om? Chiar n-a muncit nimic? În vremea aceea, Israelul era împărțit cumva în trei provincii, Iudeea, Samaria și Galileea. Și istoricii spun că veniturile care veneau doar în Galileea pentru Imperiul Roman pe an era de 300 de galben, 300 de talanți, scuze. 300 de talanți. Și acum gândiți-vă, robul acesta avea un deficit de 10.000 de talanți. Cât e aia 10.000 de talanți? Pe păi dacă facem un scurt calcul de matematică, 10.000 împărțit la 300 este undeva la 33,33. ,33. Adică aproape venitul unei țări întregi, 33 de județe. Și omul acesta are o datorie imensă, imensă, imensă. Imposibil de acoperit. Robul în disperare îi spune stăpânului, stăpâne, te rog mai îngăduie-mă, te rog mai lasă-mă, mai așteaptă-mă nu reușește să-și plătească datoria aceasta și apoi vine din nou robul la împărat. Cornilescu traduce, împărate, mai îngăduiem. În original apare, împărate, te rog să ai de răbdare cu mine și îți voi plăti toată datoria. Și acum apare ceva ce șochează. Robul nu are curaj să-i spună stăpânului, stăpâne, nu mi datoria. Ci robul spune, stăpâne, mai îngăduiem și îți voi plăti în rate toată datoria. Împăratul știa că datorie, o astfel de datorie e imposibil de plătit, n-ai cum. Venitul pe trei luni în vremea aceea era de 100 de lei, spune Cornilescu, o sumă foarte mică. Și împăratul face ceva ce șochează. Spune așa, i s-a făcut milă de el și i-a iertat Toată datoria. Și a spus: Îmi pare rău de tine. N-aș vrea să te vând pe tine, să-ți vând familia, să-ți vând copiii, să-ți distrug viața, să-ți distrug familia, să vă despart unul de celălalt, să vă dau cine știe pe mâna căror stăpâni și să vă nimicesc. Îmi pare rău de voi. Și vă iert toți cei 10.000 de galbeni. 10.000 de talanți. Și în pilda aceasta Domnul Iisus Hristos vrea să ne spună cam asta este datoria pe care noi o aveam la Dumnezeu. Dacă ar fi să o evaluăm în bani, este imposibil, sunt câteva miliarde de euro. Ăsta este păcatul pe care noi l-am făcut și Domnul Iisus Hristos la cruce ni l-a iertat. Ok, trebuie să-ți aduci aminte cât s-a iertat. Și următorul pas pe care trebuie să-l faci ca să poți fi, să fie liberat de neiertare și să ierți, este să-ți ierți datornicii. Efectiv să-ți ierți datornicii. Efectiv să-l ierți pe cel care ți-a produs rana, durerea, cel care ți-a produs acea stare de respingere și de durere. Acum, robul nostru iasă de la împărat, și se întâlnește cu un alt om care era dator lui 100 de lei. Cât e 100 de lei comparativ cu 10.000 de galbeni, comparativ cu câteva miliarde de euro? Este infim. Știți mai departe întâmplarea. Dacă tu nu ierți, vei proceda ca și robul acesta viclean. Dumnezeu ți-a iertat mult și tu nu ești dispus să ierți puțin. Imaginează-ți următorul lucru. Că ai la bancă o datorie de un milion de euro și ajungi în incapacitate de a-ți mai plăti ratele. Firma dă faliment, nu mai ai venituri și pur și simplu stai la mâna și la mila băncii. Îți va ierta datoria sau vei ajunge la pușcărie. Și te duci la bancă și încerci să negociezi cu cei de la bancă și să le spui, măi, mai lăsați-mă, mai dați-mi uh, uh, răgaz, mai ajutați-mă cumva, cumva să îmi datoria. Un milion de euro e o sumă imensă. Și directorul de la bancă îți spune, uite cum facem. N-aș vrea să ajungi să-ți pierzi familia să-ți pierzi copiii și să muncești de dimineață până seara. Uite, eu iau decizia să-ți iert toată datoria. Soldul pentru tine este zero. Nu mai e nicio datorie. Vreau să vă întreb. Dacă ai fi în situația acestui om, cum ai ieși pe ușile băncii? Probabil ai fi în al nouălea cer de bucurie plin de bucurie, plin de veselie. Ai dori să ajungi cât mai repede acasă, să vorbești cu soția, să vorbești cu copiii, să-ți anunți prietenii. Mi s-a iertat datoria, sunt liber, nu mai am nicio povară. Dar pe drum, n-ai ieșit repede din bancă și la colț, te întâlnești cu unul care ți este dator 100 de euro. Ce-i face cu el? Acum, dacă ai fi plin de bucurie și de fericire că ți s-a iertat datoria, probabil l-ai luat pe omul acesta în brațe și le-ai spune, omule, mi s-a iertat un milion de euro. Da, da, am și o datorie la tine, 100 de să i dă -i încolo de 100 de euro, aia sunt puțini, sunt nesemnificativi. N-au nicio importanță, lasă banii ăștia, nu mai am nevoie de ei. Eu așa de mult mă bucur că mi s-a iertat mult. Atunci când ți se iartă mult și conștientizezi că ți se iartă mult, ceea ce trebuie să ierți tu este puțin comparativ cu cât ți-a iertat Dumnezeu. Tocmai de aceea, Domnul Isus Hristos spunea, dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel din cerul nu vă va ierta greșelile voastre. Aș vrea să faceți următorul exercițiu în momentele următoare încercați să identificați persoanele care v-au rănit. Toate persoanele care v-au produs respingere, răni, poate în copilărie, poate în adolescență, poate în familie, poate printre vecini, poate printre frați, nu știu, probabil s-a întâmplat ceva. Identifică toate aceste persoane. Ține-le minte, pentru că aș dori la sfârșit să venim în rugăciune de eliberare, pentru ca Dumnezeu să te ajute să ierți și să eliberezi persoanele acestea. Mai departe, după ce ai iertat datoria, este foarte important să-i accepti pe ceilalți așa cum sunt. Un om care trăiește foarte mulți ani în neiertare, dezvoltă o hipersensibilitate la orice. Nici nu știi cum să vorbești cu o astfel de persoană pentru că interpretează și reinterpretează tot ce îi spui. Tu vrei să-i spui ceva, dar el înțelege tot ce vrea El. Și parcă îi spui, orice îi spui, îl deranjează și îl supără. Indiferent ce s-ar întâmpla în Biserică, indiferent ce predic ar fi, are senzația că doar pentru el se predică și că are cineva cu el ceva. Dezvolți această sensibilitate exagerată. Acum, după ce ai iertat pe toți cei care ți-au greșit, trebuie să faci următorul pas. Să conștientizezi că este imposibil ca oamenii în jurul cărora tu trăiești să trăiască pe placul tău. Și întotdeauna să stea în jurul tău și să te cocoloșească, și nu care cumva să spună ceva, să te deranjeze. Este imposibil lucrul ăsta. Oamenii care trăiesc în neiertare sunt oameni care ajung să fie răniți în relații. După ce iartă, există un pericol. Ca oamenii aceștia să, să se hrănească emoțional doar din relații. Mi-aduc aminte, cred că am mai folosit exemplul acesta. M-am căsătorit ca să fiu fericit. Și atunci când m-am căsătorit, gândul meu era următorul: Lavinia va fi persoana care mă va face pe mine fericit. Și după ce m-am căsătorit. M am pus pe ea. Draga mea, tu trebuie să faci asta, tu trebuie să faci asta, tu trebuie să mă faci pe mine fericit. Ea, la rândul ei, a intrat în căsnicie la fel. Eu aștept ca soțul meu să mă facă fericit. Dar de unde să-i dau? Că și eu așteptam același lucru. Imaginați-vă, doi oameni cu rezervoare emoționale goale, pornesc la drum. Până unde ajung? Până unde ajung? Și în permanență certuri și neînțelegeri. În Psalmul 23 găsim acolo pe cineva care este singurul capabil să-ți umple rezervorul emoțional cu dragoste. În Psalmul 23 spune: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi, și mă duce la apă de odihnă. Chiar dacă ar fi să trec prin vale umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nu iau a ta mă mângâie și următorul verset spune așa. Și paharul meu este plin de dă peste el. Ce este paharul acesta? Paharul acesta nu este altceva decât rezervorul tău emoțional. Atunci când îl faci pe Hristos Păstorul tău, Păstorul acesta se va ocupa de tine și îți va da tot ceea ce ai nevoie, astfel încât să fii plin de roada Duhului Sfânt. Să fii plin de dragoste, să fii plin de bucurie, să devii un om contagios în sensul bun. Uitați-vă la Apostoli. Când coboară Duhul Sfânt peste ei, cum devin oamenii aceștia? Contagioși. Oamenii aceștia au impact, atrag pe alții la Dumnezeu. Și foarte interesant, Psalmul 23 ne spune, paharul meu este plin de dă peste el, cuidă celor din jurul meu. Și dintr-o dată voi observa că cei din jurul meu se apropie tot mai mult de mine și caută compania mea și își doresc să stea în prezența mea. Și dacă îi întreb de ce, măi, este ceva în tine ce primim de la tine. E dragoste, e bucurie, e pace. De unde le ai? Păstorul cel bun îmi umple rezervorul emoțional și am ce să dau celorlalți. Dar dacă eu îmi umplu rezervorul emoțional de la oameni, cât poate să-mi dea oamenii? Au și ei problemele lor. Și foarte interesant, Ieremia spune, blestemat este omul care se încrede în om. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să avem relații de uh, uh, încredere cu oamenii și să nu avem așteptări de la oameni. Dar, frații mei, nimeni nu poate să-ți dea ce-ți dă Dumnezeu. Tocmai de aceea, Iisus Hristos spune bisericii din Laodicea, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și Dumnezeu te va umple de tot ceea ce ai nevoie și îți va vindeca toate rănile. Și un ultim lucru. Privește-i pe ceilalți ca și instrumente folosite pentru creșterea ta spirituală. În textul pe care l-am citit, Iosif este un personaj fantastic. Este un personaj care trăiește la nivel supranatural. După ani de zile de, de suferință, de durere, vine ziua când se întâlnește cu frații lui, în Geneza 47. Se întâlnește cu trădătorii. Și interesant, Iosif, când îi vede pe frații lui, nu se gândește, mm, -hmm, ați ajuns la mâna mea. Perfect. S-au împlinit visele pe care le-am avut. No, acum stați voi la mâna mea. Și o să vă întorc tot răul pe care mi l-ați făcut. Știți ce face Iosif? Spune cuvântul lui Dumnezeu că a izbucnit în plâns. Și nu este un plâns de ciudă, ci este un plâns al emoției. Asta înseamnă că Iosif aștepta să se întâlnească cu frații lui. Nu știu dacă ați, ați pățit situația aceasta să așteptați să vă întâlniți cu o persoană dragă și în momentul în care vă întâlniți cu ea, trăiți o emoție atât de puternică încât îi zbugnești în plâns. Mi-aduc aminte de emisiunea care era pe vremuri surprize, surprize. Exact reacțiile acestea le aveau cei de acolo când se întâlneau cu cei dragi. Și Iosif izbucnește în plânsul acesta și în momentul în care frații lui îl recunosc, sunt șocați. Sunt șocați de ce? Pentru că dau față în față cu cel pe care ei l-au vândut. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza, capitolul 47, următorul lucru. Îmi cer scuze, Geneza 45. Spune așa, acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți, că m-ați vândut ca să fiu adus aici. Căci, ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Versetul 7. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci cine l-a trimis? Dumnezeu. Dar ne punem întrebarea Iosif, cum ai ajuns la astfel de concluzii? Cum ai ajuns să gândești spiritual? Cum ai ajuns să ai această gândire duhovnicească? Și dacă ar fi Iosif aici lângă noi, ne-ar spune următorul lucru. Mi-a fost și mie greu. Am suferit și eu. Dar la urmă urmei mi-am dat seama că dacă nu-mi iert frații, voi avea eu de suferit și cumva, cumva, poate nu voi reuși să împlinesc planul lui Dumnezeu cu privire la viața mea. Astfel că Iosif, probabil cu greu, ia decizia să ierte frații. Și primul copil care îi se naște în Manas înseamnă uitare. Și cred că la primul copil Iosif și-a iertat frații, a decis să lase totul în urmă. Și după ce iertă Iosif naște al doilea copil pe Efraim. Și Efraim înseamnă rodire. Doar după ce ierți, poți să rodești. Degeaba încerci să rodești fără iertare. Astăzi am avut îndemn la rugăciune să ne apropiem de focul lui Dumnezeu, să ne aprindem. Nu mai știți care este problema? Noi degeaba ne rugăm, Doamne, aprinde-mă! Că Duhul Sfânt îți spune, Păcatul tău pune un zid de despărțire între mine și tine. Tu poți să strici cât vrei, că până când n-ai iertat, eu nu pot să te aprind. Nu am cum. Frații mei, aprinderea este rezultatul sfințirii. Atâta timp cât eu mă sfințesc, mă curățesc și caut voia lui Dumnezeu în fiecare zi, Duhul Sfânt mă va umple și mă voi aprinde. Aprinderea este rezultatul sfințirii. Eu nu trebuie întâi să mă aprind ca mai apoi să mă sfințesc. Exact invers trebuie. Când a venit prima dată Gil la consiliere, era foarte speriată. Cauza fusese abuzată sexual în perioada adolescenței de către unchiul ei, inima era plină de mânie, ură, neiertare și amărăciune. Unchiul ei nu mai trăia. A ajuns la consiliere și pentru că unchiul ei nu mai trăia, consilierul i-a pus în față un scaun gol pe care ar fi trebuit să stea abuzatorul. Jill s-a așezat pe celălalt scaun și a început să stea de vorbă cu unchiul ei. Ceea ce mi-ai făcut în copilărie a fost devastator. Cum aș putea să te iert? Însă în urmă cu ceva timp a avut loc întâlnirea mea cu Dumnezeu. El mi-a spus, păcatele tale sunt iertate, fiul meu a murit pentru tine, începe să străiești viața ca o fică, nu ca o sclavă. Când am înțeles cât mi s-a iertat, mi-am dat seama că n-am niciun drept să nu te iert. Astăzi, decid să mă eliberez de amărăciune și neiertare și să te eliberez și pe tine de datoria pe care o ai la mine. În ziua aceea, a ieșit de la consiliere Gil și iertase pe omul care o rănise cel mai mult. Era o persoană liberă de amărăciune și de ura care o ținea captivă. I-au trebuit 31 de ani să ierte persoana pe care o considera responsabilă pentru viața ei mizerabilă. Însă i-au fost de ajuns doar două ore pentru a descoperi libertatea pe care Dumnezeu o dă celui care învață să ierte. În seara aceasta ai venit aici. Și sunt perfect conștient că sunt aici persoane care au fost respinse, într-un fel sau altul. Poate rănile acestea încă sunt proaspete. Cu cât sunt mai proaspete, cu atât vindecarea este mai rapidă. Cu cât le lași să se, să se instaleze și să, să rămână acolo, cu atât va fi mai greu să le vindeci, dar nu imposibil. Ai răni în viața ta? Simți că te usuci, ești în depresie, ești în conflicte, ești nefericit? Da, te-ai botezat, vii la biserică, dar simți că nu ai acea viață din belșug pe care a promis-o Hristos. Și dacă stai să-ți analizezi viața, îți dai seama, problema este cu tare pe care nu l-am iertat. Sau cu tare pe care nu l-am iertat, sau cu tare care m-a jignit, sau cu tare care m-a ofensat, sau cu tare care mi-a făcut eu știu ce rău. V-am mai spus data trecută, persoana care mi-a fost cel mai greu să o iert a fost Tatăl meu. Într-un final, Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, m-a ajutat să-l iert, dar știți ce am observat? m-am pus la dispoziția lui Dumnezeu și am spus, Doamne, eu iert pe tata, dar dacă mai sunt în viața mea persoane pe care eu trebuie să le iert, te rog să-mi aduci aminte de ele. Și vreau să vă spun că dintr-o dată au venit în viața mea o mulțime de persoane pe care mi-am dat seama că eu nu le-am iertat. În clasa nouă m-am dus la liceu. Știți ce înseamnă un an de zile să stai în bancă singur și nimeni să nu vorbească cu tine? E groaznic. Și mi-am dat seama că murăsc colegii de liceu. Și a trebuit să-l iau pe fiecare în parte cu numele și să mă rog și să le liberez și să-l iert și să renunț la mărăciune. Am practicat fotbal de performanță și la un moment dat am început să mă întâlnesc cu unii dintre colegii mei. Și automat Duhul Sfânt mi-a dus aminte. Și cu El ai ceva? Și cu El ai ceva? Și cu El ai ceva? Și am zis, Doamne, e mult. E prea mult, Doamne. Simțeam cum pur și simplu ies la, la suprafață toate rănile din viața mea. Și m-am gândit, am două variante. Trăiesc în neiertare și îmi ruinez viața și veșnicia și relațiile. Sau iert. Mi-a fost greu. Dar am înțeles că iertarea înseamnă un act de voință. La început nu-i plăcut, e greu. Dar vindecarea este frumoasă și plăcută. Așa că, în seara aceasta, dacă ești aici și sunt răni în viața ta, aș dori să venim în rugăciune. Aș vrea să țin minte persoanele care te-au rănit. Eu am să rostesc aici o rugăciune, o voi spune rar ca să poți să repezi după mine. Poți să te rogi în gând, nu trebuie să te rogi cu voce tare. Și în timpul rugăciunii va trebui să menționezi persoana sau persoanele pe care tu trebuie să le ierți. Vreau să spun următorul lucru. Dacă vei fi sincer, și vrei să fii eliberat de povara aceasta? Dumnezeu te va elibera. Dar fii atent. Vor fi persoane la care va trebui să te duci și poate tu să-ți ceri iertare pentru rănile pe care le-ai produs. Aș dori, așa cum stăm, să plecăm capetele. Să plecăm capul în rugăciune. Și să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu.